Am ales poezia asta, am primit-o din prima dată, am mai spus-o o dată, dar cred că trebuie să mai spun o dată. E un incentiv pentru duminica viitoare, pentru evangelizare. Îmi pare rău că nu o să pot să fiu aici, dar o să mă rog în continuu ca Dumnezeu să lucreze și să aducă cât mai mulți la El și să facă o trezire în orașul ăsta, că e mare nevoie. Peste drum de casa mea și-a făcut un om colibă. A trăit pustiu, sărac, fără vis, fără lumină, un străin ce știu că adesea exista. Eu veneam târziu acasă, obosită deseori. Nu știu cât a fost de singur, nu știu cât i-a fost de dor. Știu atât că într-o zi am aflat că a murit. Nici prea tânăr, nici bătrân, poate doar sărac și singur vis-a-vis de casa mea. Eu, fiind vecinul lui, m-am gândit să-i fac o cruce, să-i o pun la căpătâi. Și atunci, târziu abia, mi-am dat seama că nu știu nici măcar cum se numea. Ca să știu cine se duce, am scris ca de obicei. A fost rob lui Dumnezeu. Și de atunci mă tot întreb. Dacă el a fost al său, iar eu nu l-am cunoscut, nu cumva sunt rob și eu însă altui Dumnezeu? Oare am uitat noi ce suntem ai Lui, ce iubire la cruce am aflat? Am uitat să vestim tuturor că avem Salvator, că Iisus este mielul de jertfă supus ce s-a frânt, coborându-ne cerul în gând. Am uitat că avem de vestit, că Cel Sfânt n-a murit, s-a lăsat împărțit între oameni flămânzi de nădejde și iubiri spre a-i aduce din cer împliniri. Am pornit pe un drum. Unde suntem acum? Mai privim tot cu dor către cer sau ne-am stins printre griji fel de fel? Oare inima noastră mai frânge spre alții iubire sub cruce sau uimiți despre îndoarea de-o clipă a lumii zăbovim la răscruce? Sunt prea mulți cei ce arată cu pumnul în sus de făimând pe Iisus. Mulți, prea mulți au uitat că Cel Sfânt n-a rămas în mormânt, a înviat. Printre muzică rock și reclame stilate ce promit mai de toate, în plăceri și păcat, omenirea, talentul adânc și îngropat. Au uitat că în curând cel ce a fost lepădat va veni din măriri ca divin împărat. Au uitat că în clipa de har ce-a rămas, nu e chip de făcut alt popas în postiul acestui pământ devenit un macabru mormânt. Am fost trimiși să ducem către lume întreaga iubirea Celului Catar, să spunem tuturor că doar un nume e vrednic să aducă mântuire și să sfințească viața prin iubire în această clipă ultimă de har. Suntem poporul botezat sub cruce, cei ce am făcut cu cerul legământ, să aprindem noi speranțe prin cuvânt, să luminăm pe cei ce în înserarea acestei lumi mai caută cărarea ce duce către mielul sfânt. Stăm azi aici ca Iosif, Timotei, ca Petru, Pavel sau Ilie, vestind din nou a cerului solia celor care par să fi uitat că Domnul stă să vină ca împărat spre a ne lua în slăv de veșnicie. Ne-am angajat și avem mandat ceresc să căutăm oriunde pe pământ pe cei ce flămânzesc după cuvânt, să nu-i lăsăm flămânzi de învățătură, ci să-i hrănim cu pâine din Scriptură, să le aducem iarăși cerul în gând.
spre a încheia lucrarea pe pământ, până ce Domnul va veni în slavă, trebuie ca toți să simtă și să vadă în chipul nostru chipul celui sfânt. De aceea doresc ca astăzi Duhul Sfânt în inim ca o ploaie să ne cadă. Răsplata pentru truda de acum o vom primi odată printre stele, când vom păși spre casă printre ele, cu toți cei sfinți și îngeri cântând și toți acei salvați printr-un cuvânt rostit acum în ceas de rugăciune. Amin. Amin.